Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Actualitatea Someșană. Sunt Ioana Jeler, iată-ne din nou împreună astăzi despre protecția mediului. Invitat în studioul Someș TV este domnul Grigore Crăciun, directorul executiv în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația, domnule Crăciun. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. A trecut ceva vreme de când am discutat în studioul Someș TV despre această protecție a mediului, care ne interesează cu toții, dar ne interesează, să spunem, mai ales în momentul în care ne lovim de ceva. Dar până atunci parcă nu observăm ce se întâmplă în jurul nostru. Da, așa este. Dacă mă amintesc bine, sunt câteva luni de când am discutat ultima dată. În această perioadă, în continuare, o să încerc să vă expun ceea ce s-a întâmplat și ceea ce face, în general, Agenția de Protecție a Mediului. Să ne faceți o prezentare a ceea ce înseamnă Agenția pentru Protecția Mediului. Ca să începem așa, cu o definiție aia, ca să știm concret ce înseamnă Agenția pentru Protecția Mediului. Da, Agenția de Protecție a Mediului, așa cum probabil o parte din telespectatorii noastre știu, este o instituție care reglementează și eliberează acte de reglementare în privința protecției mediului. Instituția noastră, instituția pe care o conduc, este alcătuită din 4 servicii. Este un serviciu de autorizație, avize și reglementări. Un alt serviciu care reprezintă calitatea factorilor de mediu sau care monitorizează calitatea factorilor de mediu. Serviciu în care avem atât partea de biodiversitate cât și partea de deșeuri. Cel de-al treilea serviciu tehnic este serviciu de monitorizare care, așa cum îi spune și denumirea, monitorizează în special calitatea aerului, apei, solului și așa mai departe. Iar al patrulea serviciu este, ca în toate instituțiile, cel de buget, finanțe, resurse umane și administrativ. În principal, tot ce înseamnă acte, avize, acorduri, avize sau autorizații de mediu, sunt procesate de către serviciul autorizări, iar în urma acestor procesări și a deplasării în teren a celor care lucrează în acest serviciu, se eliberează avizele sau, în funcție de situație, aviz, autorizație sau acord de mediu. Am înțeles. Cât de exigenți sunteți sau ce presupune eliberarea unei autorizații, a unui act de acest gen? Pentru că nu oricine poate să obțină, trebuie îndeplinite niște criterii, mai ales când vorbim de protecția mediului. Da, ceea ce pot să spun la ora actuală, pot să spun că sunt specialiști deosebiți în aceste sectoare sau în ultima vreme pot să spun că au rămas numai cei care sunt cu adevărat specialiști și care își fac datoria, eu zic eu, din punctul meu de vedere, foarte bine, chiar dacă aici pot să spun salariile nu sunt pe măsură, toți respectă legea și încearcă să facă aceste acorduri, avize sau autorizații în funcție de ceea ce specifică legea mediului și alte legi care sunt specifice sau sunt colaterale legii mediului, încercând totodată să satisfacem și dorințele publicului care vine și depune documente la noi. Pot să spun că am dat o dispoziție sau am convenit ca proiectele care sunt pe fonduri europene sau nu neapărat numai pe fonduri europene, ci și proiectele care sunt finanțate de la guvern să aibă o prioritate zero, astfel încât cei care accesează aceste proiecte și au nevoie de un act de reglementare din partea Agenției de Protecție a Mediului să poată să-l obțină cât mai repede, conform legii, pentru că sunt anumite termene și aici vreau să scot în evidență că dacă legea spune că trebuie să stea 8 zile pe site, atunci noi suntem obligați să-l ținem pentru a nu avea reclamații sau sesizări în ceea ce privește acest proiect. Pentru că dacă apare o reclamație în timpul celor 8 zile, automat se reia din nou procedura. Deci acestea, să spunem, ar fi atribuțiile agenției. Da, în principal agenția se ocupă cu problemele de reglementare a tuturor acordurilor, avizelor și autorizațiilor de mediu, da? Și autorizațiilor privind partea de situri Natura 2000, pentru că în acest moment, un exemplu, dacă dorește cineva să
construiască la Beliș, unde este în Parcul Național Munții Apuseni, trebuie să știe toată lumea că există o procedură prin care este obligatoriu să ceară inclusiv avizul custodelui acelui sită sau a parcului natural, cum este în cazul care l-am specificat. Altfel, agenția nu poate să ducă procedura la bun sfârșit. Iar în aceste zone care sunt fie parcuri naturale, fie situri Natura 2000, sunt anumite condiții care trebuie respectate pentru a putea construi sau pentru a putea desfășura o activitate în această zonă. Mergeți la fața locului în momentul în care... Obligatoriu. Deci, în momentul în care se depune documentația, ea este repartizată serviciului de care aparține, depinde, după care se face o decizie de evaluare inițială pentru a vedea dacă sunt toate documentele la dosar. În momentul când documentele au fost depuse la dosar, automat se merge și se verifică situația din teren. Au fost cazuri când s-a încercat să mă exprim așa mai plastic, să fim duși în eroare. În momentul în care am mers pe teren, practic era făcută construcția. În acest caz, pot să spun tuturor că Agenția de Protecție a Mediului nu mai eliberează niciun act. Bun, și dacă există acea construcție de care vorbeați dumneavoastră, ce se întâmplă? Practic, răspunde primăria care a dat acordul de autorizația de construcție. Neavând toate avizele de a începe construcția. Normal, dacă ar fi să spunem ce trebuie să întâmple, ar trebui să fie dărâmată și să reînceapă din nou procedura. Pentru că orice certificat de urbanism este standard, scrie, după obținerea procedurilor sau avizelor de la Agenția de Protecție a Mediului. Bun. Și probabil oamenii se întreabă, sau cei care ne urmăresc, de ce este atât de necesar un astfel de aviz de mediu? În acest moment, așa cum toată lumea vede din mediu în special și dezvoltarea durabilă în anumite zone este foarte important. Așa cum se vede și din politica Comunității Europene, se pune un accent foarte mare pe, să zicem, pe mediu și trebuie să fie respectate toate legile astfel încât să nu afectăm mediul. Asta este tot. Să nu înțeleagă cineva că suntem împotrivă sau nu dorim să dăm autorizație și așa mai departe. Nu. Dacă se respectă tot ceea ce se cere conform legilor în vigoare în România și la ora actuală și în Comunitatea Europeană, nu este nicio problemă. Cu anumite excepții în rezervații, unde acolo scrie clar că nu se poate face nimic, rezervațiile naturale. Vreau să vă întreb dacă aveți acel gen de acțiuni tematice sau acțiuni pe care le demarați pentru a urmări ceva. Acest tip de acțiune se desfășoară mai mult de către Garda de Mediu. Însă, noi, în colaborare cu Garda de Mediu, avem chiar și anul acesta, au fost două sau trei acțiuni în care au fost controlați toți agenții economici care desfășoară activități de colectare deșeuri și de dezmembrare mașini uzate. Pentru că foarte mulți din ei n-au înțeles că trebuie să respecte anumite reguli sau ceea ce s-a scris în autorizație și atunci s-a dat ca temă verificarea tuturor, iar cei care nu au avut au fost nevoiți să își facă să respecte aceste reguli sau să-și refacă autorizația unui dintre ei. Bun, ce se întâmplă în astfel de situații în care se depistează nereguli? Poate să-i se ceară să revină asupra acestor nereguli și să intre în ceea ce e scris în autorizație și să dea o perioadă, să zicem o lună, două luni, ca să-și rezolve problemele. În cazul în care nu respectă, se poate ridica autorizația, suspenda autorizația și în acel moment firma nu are voie să funcționeze. Da. Dați-mi niște exemple de nereguli observate la cei la care ați făcut aceste verificări. De exemplu, la cei cu care colectează deșeuri și cei care vis-a-vis de dezmembrări.
Dacă au fost depistate în regulă, care au fost acelea? Da, nu pot să zic că au fost în regulă foarte mari, dar foarte multă lume n-a înțeles că trebuie să aibă, spre exemplu, un decantor pentru hidrocarburi. Dar, după ce le s-a explicat, majoritatea au construit acest decantor, care nu este un lucru care nu se poate realiza. Totul este să înțeleagă că este necesar și trebuie pentru a nu trece hidrocarburile în apa pluvială sau în apa freatică, ele trebuie automat prinse în acest decantor și după aceea evacuate. Sau eliminate, mai bine zis. Bun. Deci acestea, să spunem, ar fi acțiunile pe care le-ați demarat împreună cu cei de la Garda de Mediu. Da, este mai mult, Garda de Mediu are aceste acțiuni și în colaborare? Atunci când ni se solicită, în colaborare. Însă aș vrea să scot în evidență, cei care au obținut autorizație la noi pot citi pe ultima pagină, este scris clar că Agenția de Protecție a Mediului și Garda de Mediu pot verifica oricând dacă acea autorizație este respectată. Și ei trebuie să se aștepte că oricând pot fi controlați și dacă nu respectă ceea ce este scris în autorizație, autorizația poate fi suspendată și au o perioadă în care efectiv nu pot să lucreze, ceea ce nu-i normal și nu-i de dorit. Bine ar fi ca dacă s-a scris în autorizație și s-a ajuns la concluzia că trebuie respectat ceva, acel ceva să fie respectat. Autorizația este dată pe o anumită perioadă? Da, autorizația în momentul de față este dată pe o perioadă de 10 ani, după părerea mea este o perioadă cam lungă. Înainte era dată pe o perioadă de un an, ceea ce iar era prea scurt. Părerea mea este că o perioadă între 3 și 5 ani este normală, pentru că în 10 ani se pot face foarte multe transformări într-o firmă. Poate dispărea firma, poate se poate retehnologiza și așa mai departe. Însă ei sunt obligați de fiecare dată și scrie, indiferent ce se întâmplă, să ne anunțăm. Spre exemplu, intră în insolvență, trebuie anunțat. Și atunci noi stabilim obligațiile de mediu, dacă sunt sau dacă e cazul, pentru insolvență. Dacă se face determinalizare, automat autorizația trebuie revizuită. Și sincer, sunteți anunțați? Da. În toate cazurile? Nu pot să spun că în toate cazurile, dar în majoritatea. Sincer, peste 98-99%. Există și situații când n-am fost anunțați, dar s-a sesizat fie Garda și automat noi am colaborat. Ce alte, de exemplu, strategii în cadrul agenției? În cadrul agenției, în momentul de față, pe lângă activitatea de reglementare, care am explicat-o, derulăm trei proiecte. Este vorba de două proiecte pe fonduri europene pentru planul de management a două situri Natura 2000, situl Natura 2000 dealurile Clujului Est și situl Natura 2000 Cojocna Crairât Suatul. Aceste planuri de management, așa cum probabil unii știu, sunt necesare pentru a stabili clar ceea ce se poate face în aceste situri Natura 2000, care sunt stabilite și care sunt toate monitorizate de către comunitatea europeană. Pe lângă aceste două proiecte, în acest moment, împreună cu 16 agenții din țară, sub îndrumarea Agenției de Protecție a Mediului, Agenției Naționale de Protecție a Mediului și iar coordonator este Agenția de Protecție a Mediului Harghita, desfășurăm un proiect PANCIFO care se referă la politica comunitară agrară și în special la obținerea produselor ecologice și protejarea mediului în satele din județul Cluj, cele de la munte și deal, cum ar veni. Mai în detaliu, cum este? Este un proiect prin care se dorește să facă o informare cât mai bună a celor care locuiesc la țară, să fie promovate produsele, în special produsele ecologice, să fie făcute informări privind protejarea mediului înconjurător în următoarea perioadă a 2014-2020
Și în aceste situații se vor organiza simpozioane, se vor organiza târguri. Chiar acum, duminică, se organizează un târg care o să se desfășoare la Dej. Ziua Națională a Traiului de Munte se numește târgu. Asta este denumirea care a fost prinsă în proiect și trebuie respectată ca atare. Și se va face și o informare de care vor beneficia tinerii fermieri sau cine va dori să știe ceea ce înseamnă politica comunitară agrară și, în special, politica agrară și de protecția mediului înconjurător. Da, văd că luați în calcul și aceste aspecte cu protecția mediului, cu produsele bio. Da, practic acest proiect își dorește mai mult să scoată în evidență și să promoveze aceste produse bio. Prin protecția mediului, da, unde dumneavoastră sunteți direct implicați. Da, care vor fi după aceea, deci cei care se ocupă de aceste activități de la țară, în special din satele din județul Cluj, vor fi promovați prin simpozioane și prin publicarea tuturor celor care au participat la aceste târguri. Așa că este o oportunitate pentru unii de fie de a se face cunoscuți fără a cheltui, fie de a promova produsele la fel în mai multe județe, pentru că aici, așa cum am spus, sunt cuprinse 16 județe, în special cele de pe raza Arcului Carpatic. Și au anunțat prezența mulți producători? Până acum am 18 și din câte am înțeles, astăzi vom mai avea încă 3 sau 4, total 20-25 vor fi. Vorbim doar de produse strict bio, adică bio. Da, 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 da. Vorbim de produse bio și produse care sunt obținute în zonele rurale. Nici de cum nu vorbim de producție, de produse industriale. Deci sau vorbim de fermieri, de cei care au, mă rog, autorizații, nu da, vorbim da, de da, oamenii da, care au probabil unul, două animale la curte nu, și... Nu. De cei care au autorizație și au acest drept de a comercializa și de a produce. Pentru că astăzi am fost plăcut impresionat să văd o tânără dintr-o zonă, nu dau exemplu acum, o să fie văzută probabil și la târg, care a prezentat, spre exemplu, un suc pasteurizat de mere și ea nu cred că are mai mult de 20-25 de ani. Inclusiv instalație, tot, fără conservanți, fără absolut nimic. Da, e interesant. E prima ediție, domnule director? Da, 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 da. Este prima dată când se face, urmând ca după aceea să se facă un simpozion care va fi mediatizat și sunt mai multe workshop-uri și mai multe întâlniri. Restă colaborarea agenției cu autoritățile și instituțiile publice, pentru că este neapărat nevoie să existe această colaborare. Care este? Din punctul meu de vedere, eu cred că am o colaborare bună sau chiar foarte bună atât cu Consiliul Județean, cu Primăria, cu celelalte instituții de concertare, cu Prefectura, la fel. De fapt, la Prefectură participăm în fiecare lună la o ședință numită Colegiul Prefectural. Eu zic că avem o colaborare bună. Atunci când sunt probleme, răspundem prompt. Iar cu primăriile din județ, la fel, suntem la dispoziția lor. Condiția este următoarea. Și am spus și tuturor primarilor să înțeleagă că dacă nu aduc documente, nu avem cum să procesăm acel dosar. Deci dacă dosarul nu-i complet, nu avem cum să-l procesăm și nu avem cum să emitem actul de reglementare care este nevoie. Poate fi aviz, poate fi acord, poate fi autorizație, poate fi un referat pentru proiecte. Și este foarte important că atunci când au proiecte, acele proiecte și titlul să fie scris exact cum a fost el dat către Agenția Regională de Dezvoltare sau către fondurile europene. Pentru că altfel au dânsii probleme noi dacă nu îi scriem la fel. Am văzut că foarte mulți sunt întorși și cer din nou acest act. Ori acest lucru durează, pentru că la ora actuală vreau să vă spun că Agenția de Protecție a Mediului, vorbim ca acte,
care se derulează, suntem pe locul 2 în țară după București, bineînțeles. Era, să zicem, normal, având în vedere că Bucureștiul este o entitate mult mai mare. Și este o cantitate foarte mare de documente care trebuie citite, trebuie studiate și de-abia după aceea trebuie dat o rezoluție. Da, sunt convinsă, pentru că vorbim de această birocrație care e la noi, vrând nevrând, și clar, trebuie foarte multe documente și foarte multe acte și foarte multe hârtii în momentul în care trebuie să obții o simplă hârtie. Da, așa este. Spre exemplu, la noi, pentru autorizații, nu pot să spun exact, dar trebuie cel puțin 8 până la 10 avize de la diverse instituții publice, fără de care noi nu putem, efectiv. Deci dacă trebuie de la APA, e un lanț care trebuie respectat. Da. Deci un lanț fără de care nu se poate obține acest aviz de la Agenția pentru Protecția Mediului. De exemplu, domnule Crăciun, spuneați de acțiunile tematice pe care le-ați avut împreună cu, adică în colaborare cu cei de la Garda de Mediu sau cei de la Garda de Mediu v-au solicitat, da, și pe dumneavoastră. Care sunt, de exemplu, problemele sesizate, adică observate de către dumneavoastră, că după aia revenim și la sesizări, observate de dumneavoastră în județ? Da. În momentul de față, chiar dacă, să spunem așa, avem reglementată temporar, situația cea mai gravă este situația deșeurilor menajere și nu numai a deșeurilor menajere, hai să zicem a tuturor deșeurilor, însă unele deșeuri care sunt reciclabile este mai ușor de să zicem, de procesat, de dus mai departe până la faza finală, însă deșeurile menajere, în momentul de față, pe tot județul Cluj sunt rampe temporare care, așa cum spune legea, au valabilitate un an, iar după un an este obligatoriu ca aceste deșeuri menajere să fie luate și duse la o rampă ecologică. Deoarece proiectul care la ora actuală este derulat prin Consiliul Județean merge destul de greu privind groapa ecologică, aici cred că va fi cea mai mare problemă și va trebui găsit o soluție de către Consiliul Județean, de către Primăria Cluj-Napoca, chiar celelalte primării, deci Dej, Gherla, Vedin și așa mai departe. Pentru că altfel, la sfârșitul anului 2016, dacă noi nu vom avea un depozit ecologic, riscăm să intrăm în infringement pe deșeuri, ceea ce înseamnă că am o sumă foarte mare, ca să nu dau un exemplu, pe zi, care trebuie plătită. La ora actuală, Comunitatea Europeană a declanșat infringement pe 4 județe pentru altceva, spre exemplu, și am fost informat de către directorul de la agenție că este o problemă foarte mare. Deci trebuie luat în serios, foarte serios acest lucru și trebuie făcut orice este posibil ca până la sfârșitul anului viitor celula ecologică sau groapa ecologică, cum se dorește să spună, să fie terminată. În caz contrar, riscăm două lucruri. Fie infringement, fie toate deșeurile să fie duse la o altă, într-un alt loc unde este construită o celulă ecologică. Din păcate, celulele ecologice care sunt construite la Bistrița sau la Ihor sau la Târgu Mureș n-au capacitate. Și nu cred că va accepta nimeni ca să-și ocupe cu deșeurile Clujului, care nu sunt puține, locul și după aceea să aibă probleme județul respectiv. De ce se tergiversează problema asta? Însă despre asta o să vreau să discutăm după pauza de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Am revenit, continuăm discuția în studioul Someș TV împreună cu directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului, domnul Grigore Crăciun. Așadar, înainte de pauză, v-am lansat o întrebare și vreau o lămurire totodată. De ce se tergiversează această problemă a gropii de gunoi despre care vorbiți și care este foarte importantă? Și clar este foarte importantă, în ce moment toți consumăm și mai majoritatea le luăm din ambalaje, știm cu toții, care la un moment dat, clar, trebuie să ajungă undeva. Consiliul Județean. Din câte am înțeles, el a început în 2010 și au fost probleme continuu. Ce s-a întâmplat din ceea ce știu eu, s-a făcut licitație pentru a câștiga cineva, după care
Firma respectivă care a câștigat licitația a intrat în faliment și a trebuit din nou refăcută licitația sau să preia altă firmă din consorțiu și așa mai departe. Și s-au tergiversat foarte mult lucrările. Sunt foarte întârziate, după părerea mea. Eu am fost acolo, am fost și împreună cu domnul prefect și împreună cu comisarul șef al Gărzii de Mediu și am spus că nu cred că această groapă de gunoi poate fi terminată dacă nu se iau măsuri extreme sau, dacă vreți, niște măsuri mai dure, astfel încât să se lucreze mai intens și, dacă se poate, nu știu, eu aș zice 24 din 24 de ore, pentru că altfel nu văd cum pot să o termine. Din păcate, faptul că se poate contesta orice licitație și trebuie să aștepți o perioadă ca să poți reface contestația sau răspunde la sesizări, cred că duce la aceste, a dus la aceste întârzieri. Din câte știu, este la nivelul Consiliului Județean ADIU care se ocupă strict de acest proiect care trebuia terminat anul trecut. Este în data de 19 octombrie un alt termen care am spus de anul trecut că nu o să se poată respecta și nu cred că se va putea termina până la sfârșitul anului 2015. Lucru care este absolut obligatoriu să fie făcut. Altfel, am spus ce se poate întâmpla și vom avea foarte mari probleme și eu insist ca autoritățile locale, atât Consiliul Județean, cât și primăria, cu care colaborez de altfel foarte bine și am dat și soluții și cred că într-o următoarea săptămână voi avea încă o soluție care o să pun la dispoziția autorităților locale, pentru că autoritățile locale trebuie să pună la dispoziția operatorului, indiferent cine este el, acel loc pentru depozitarea deșeurilor. Altfel vom avea probleme. Nu, din câte am discutat cu colegii mei și de la Bistrița și de la Bihor și Mureș, așa cum am spus, nu există loc pentru mai multe județe într-una din cele trei locații. Păi, hai să ne gândim la Cluj, cum ar fi să se aducă din altă parte. Corect, așa este. Din păcate și cine ar accepta sau cine ar fi de acord cu așa ceva? Pentru că nu cred că ar accepta nimeni, pentru că aceste proiecte care s-au derulat cu fondurile europene au un anumit program. După prima celulă, obligatoriu, cel care va opera este obligat să deschide imediat cea de-a doua celulă. Pentru că numai ceea ce se va aduna, spre exemplu, pe rampele temporare care sunt în acest moment, va trebui dus imediat în această celulă. Și 25% va fi, să zicem, în primele 6 luni că se va ocupa această celulă. Deci, în momentul în care ea se deschide, trebuie automat început la cea de-a doua celulă, care trebuie să fie gata până se închide prima celulă. De aceea eu trag un semnal de alarmă și sper să fiu înțeles. Noi ne dăm toată silința și colaborăm cu autoritățile locale, Consiliul Județean, Primăria, Prefectură, însă trebuie luate măsuri de urgență ca această groapă de gunoi, această celulă ecologică să fie terminată până anul viitor. Speranță? Din punctul meu de vedere, eu am spus, nu cred. Dacă nu se iau măsuri foarte dure și nu se lucrează non-stop, chiar așa, non-stop, nu cred că se poate face. Pentru că este foarte mult de lucru, încă, din păcate, cel care a făcut proiectul, pentru că trebuie spus și acest lucru, n-a fost din zonă și am așa vaga impresie că a fost făcut dintr-un birou, lucru care a creat foarte multe probleme pe parcurs. Pentru că este într-o zonă în deal, poate că trebuia găsit o altă locație, poate că trebuia făcut această celulă pe un loc neted, nu pe deal, și așa mai departe. Dar eu sper să fiu auzit și să înțeleagă toată lumea că este obligatoriu, măcar în cel de-al 12-lea ceas, să se facă ceva astfel încât la anul noi să avem deschisă, chiar și parțial, dacă se poate, această groapă ecologică. E interesant, vom urmări să vedem dacă se va întâmpla. Eu sper din toată inima. Toată lumea așteaptă și toată lumea se gândește la... Altfel vom avea de suferit și dacă vom intra în infringement și va trebui să plătim, vom plăti din buzunarul nostru toți. Categoric. Și ar fi păcat să dăm bani în plus pentru ceva ce nu avem.
Încă. Haideți să vorbim acum și despre sesizări, domnule Crăciun, care ajung la agenție. Există un mail, există un număr de telefon, unde le primiți? Da, deci toate sesizările se primesc fie pe mail, fie pe fax, avem pe site-ul nostru, există atât mail-ul cât și fax-ul, sunt sesizări care se aduc direct și noi suntem obligați ca în termen de 30 de zile să răspundem, până acum am răspuns în termen de 30 de zile. Sunt sesizări întemeiate, dar sunt și sesizări care, după părerea mea, nu sunt întemeiate. Am observat acum, fără să fiu rău, că nu mai putem să suportăm dacă avem ferme, construite ferme, făcute după normele Comunității Europene. Nu mai putem să suportăm dacă se face un depozit undeva, care aduce locuri de muncă. Eu sunt de acord, dar trebuie să fim ponderați, să vedem dacă această fermă sau acest depozit afectează mediul, cu adevărat. Dacă nu afectează mediul, doar cineva nu dorește să se construiască în acel loc, nu cred că trebuie să ne raliem la acest lucru și să facem sesizări doar de dragul de a face sesizări, pentru că este foarte greu în momentul în care s-a făcut o sesizare, trebuie răspuns la această sesizare și trebuie reluată procedura. Iar acel om sau acel investitor, există un exemplu concret, spre exemplu, există un exemplu concret, undeva se dorește să facă un depozit de produse chimice de către o firmă din Germania, care respectă toate normele. Normale. Nu se pune problema. Dar locuitorii de acolo nu sunt de acord. Nu sunt de acord și au făcut sesizare. Le-am explicat, le-am spus că 100% nu va trece această firmă fără să respecte toate normele. Și, dar de ce sunt speriați oamenii? Doar că aud că e de produse chimice și se gândesc că... Da. Eu le-am explicat că înainte am lucrat într-o fabrică unde se manipulau 5.000 de tone de hidroxid de sodiu, spre exemplu. Iar fabrica aici, de celuloză și hârtie din Dej, unde sunt toți câtă chimie și, acolo. Da, și nu era nicio problemă. Nu are ce problemă să creeze atâta timp cât respectă și face așa cum îi cerem noi. Spre exemplu, acest depozit, firma din Germania vrea să mute depozitul de la București și din altă zonă, să mute tot depozitul aici, pe locație unde există cale ferată și așa mai departe. Locuitorii de acolo nu doresc să se construiască. Ok, chiar și dacă vreau să vă întreb, dacă locuitorii nu doresc acest lucru, cel care vrea să deschidă fabrica, sau mă rog, despre ceea ce vorbim astăzi, are terenul cumpărat, are toate avizele obținute. Locuitorii mai pot să facă ceva? Sau el poate să-și deschide liniștit afacerea sau, mă rog, fabrica? Deci aici pot să vorbesc puțin din punct de vedere al mediului. Din punctul nostru de vedere, dacă respectă toate normele și toate cerințele conform legilor noastre și ale Comunității Europene, noi nu putem să ne opunem să nu-i dăm aviz da, mă rog, și autorizație, nevoie. În funcție de perioadă. Însă, dacă primarul nu dorește să elibereze autorizația de construcție, nu poate să facă. Dar încă o dată, repet, trebuie văzut ce aduce bun acest depozit sau această fabrică și dacă afectează cu adevărat mediul. Ori, din ceea ce scriu și noi vom verifica pe teren 100%, nu o să treacă absolut nimic, nici nu o să primească autorizație până când nu respectă absolut tot. Asta e clar. Firma este o firmă serioasă și e o firmă care poate crea locuri de muncă în zona respectivă și în plus poate să dezvolte zona noastră a Clujului. Dar, din păcate, dacă sunt sesizări, să lungește foarte mult termenul. Pentru că trebuie procesată sesizarea, trebuie dat răspuns, trebuie așteptat și din nou să reia procedura și să cere la procedură tot ceea ce este necesar. Bun, acesta ar fi un gen de sesizare. Ce alt gen de sesizări mai aveți? De cu ce vă mai confruntați? Ce ajung pe mailul dumneavoastră? Da, deci alt gen de sesizări, așa cum am spus, sunt în ceea ce privește fermele, care nu mi se pare corect, pentru că și înainte au fost ferme în România, iar acum sunt niște condiții stricte, la o anumită distanță de ultima casă și așa mai departe. Și toate primesc avizul sau autorizația de mediu doar dacă respectă acest lucru sau dacă au un studiu de sănătate care specifică că se poate face și la o distanță mai mică decât 1000 de metri, să dau exemplu.
din nou vin și spun, nu cred că trebuie să facem sesizare chiar pentru orice. Însă, acolo... Cea care face sesizarea e o sesizare și o chestie de viață și de moarte. Eu sunt de acord, dar vreau să vă dau un exemplu. În Florești, un exemplu clar, da? S-au construit blocurile lângă ferme. Cel care a cumpărat blocul a văzut ce a cumpărat. Așa, a luat la 30% din preț, da? Iar acum face sesizare. Deci nu mi se pare normal. A văzut. Sunt lângă fermă. Sunt construite, mă rog, unele cu acord, altele fără. În momentul în care ai cumpărat și vezi unde ești, știi ce ai cumpărat și știi de ce ai cumpărat la 30%. Pentru că n-ai dat, să zicem, 50.000, ai dat 20.000. Ei, când ai dat 20.000, ai dat pentru că acel apartament este unde este, în zona respectivă. Și trebuie să-ți asumi responsabilitatea că ai luat un apartament în acea zonă. Spre exemplu, din Florești am avut mii de reclamații pe această speță și foarte greu a fost să le mărim. De animale acolo? Da, sunt ferme. Iar aceste ferme au autorizații, au fost înainte autorizațiile, normal trebuia să se respecte distanța de 1000 de metri. Pe cine a dat autorizația de construcție? Vedeți, asta este o altă problemă care nu ține de agenție și n-aș vrea să o discut. Și tot așa, mergeți la fața locului? Da. E obligatoriu să merge la fața locului. Dacă este cazul, spre exemplu, să fac... Noi avem posibilitatea, avem un laborator foarte bine dotat. Putem să facem tot ce înseamnă calitatea factorilor de aer, apă, sol. Vreau să spun că la ora actuală, în zona Transilvaniei, suntem singuri care deținem, spre exemplu, un laborator de radioactivitate și o monitorizăm în fiecare zi. Atât calitatea aerului cât și partea de radioactivitate, de sol, de apă, n-au fost probleme deosebite. Drept urmare, Clujul, probabil știți, a fost nominalizat ca fiind orașul cel mai curat din Europa. Urmează Timișoara din România pe locul 86 și Bucureștiul, dacă nu știu, pe 90 și ceva, din primele 100. Bine, aici trebuie să scoatem în evidență că acest lucru se datorează și faptului că, la ora actuală, Clujul nu mai are industria care o avea. Pentru că, spre exemplu, Berlinul este pe locul 99 sau 98 sau așa ceva. Dar calitatea factorilor de calitatea aerului este afectată și de industria care este în zona respectivă. Întâmpinați dificultăți în momentul în care mergeți la fața locului și aici legat de cetățeni? Nu. În general colaborează lumea și nu am întâmpinat dificultăți nici din partea autorităților, nici din partea cetățenilor. Sigur că au fost păreri diferite, dar noi am fost pe teren, s-a făcut procesul verbal cu ceea ce s-a constatat, după care se discută atât în ședința Comitetului de Analiză Tehnică, care este în fiecare marți, cât și în Comisia Internă de Analizare a instituției noastre și dacă se ia decizia, se ia în funcție de ceea ce există în documente și pe teren. Ce predomină, să spunem așa, la sesizări? Care e nemulțumirea, să spunem așa, mai în masă a oamenilor? În ultimii 2 ani, de când sunt eu aici, nemulțumirea cea mai mare a fost a celor din Florești. Până în momentul în care am discutat și le-am explicat care este situația. S-au resemnat, efectiv. După aceea au văzut că nu are sens, pentru că dacă acolo a fost construit și ventilatorul era la 20 de metri de geam, nu putea să fie altfel decât așa. Am dat un exemplu generic. Acestea au fost sezele care au fost cele mai multe. În rest sunt, v-am zis, pe parte de ferme, pe parte de depozit de construcții, depozit de produse chimice. Au mai fost și alte sesizări în care unii n-au respectat distanța de la fermele care există. Unii chiar s-au dat în judecată, se judecă pe tema aceasta. Cam astea. Cam acesta ar fi... Da. Cea mai mare problemă, așadar, se pare că a venit de la Florești.
Da, 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 Floreștiu a fost cea mai mare problemă. Deocamdată am văzut că am înțeles toată lumea care este situația și nu există în momentul de față. Deci a fost nevoie să faceți la fața locului. Da, 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 ei am fost, pot să spun acum că câteva colegi au fost date chiar în judecată de cineva. Pentru că? Pentru că au emis o autorizație la abatorul care era acolo. Ori autorizația și tot a fost emisă... După? Da, da, da. Conform legilor. A, după ce au fost văzute și alte. Da, 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 da. Deci a fost emisă autorizația, exista abatorul acolo, după care s-a construit. Și care e stadiul procesului cu colegele noastre? Din câte am înțeles, a fost închis. A fost închis. Pentru că nu se avea... Obiect acolo. Sigur, nu avea de ce să fie acuzate, nu avea sens. E foarte interesant așa cum se face, după care aș vrea să se desfac unele lucruri și nu se mai prea poate. După ce s-a construit, ar fi culmea acum să... Eu, din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Pe final de întâlnire, așadar, duminică la Dej va avea loc acest târg. Cum se numește? Da, e la prima ediție. Este la prima ediție, se numește, este Târgul Pancifo, iar se numește Ziua Națională a Traiului de Munte. Acesta este titlul, nu vreau să fiu înțeles greșit, că trebuia făcut undeva la munte sau așa ceva. Acesta este titlul, așa s-a dat în proiect și atunci trebuie respectat acest titlu. El, așa cum am spus, dorește să fie un promotor a produselor bio, a respectării legislației de mediu privind producția agricolă din zona rurală și să promoveze tineri fermieri, produse bio și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Vă mai aștept să ne spuneți noutăți. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc numai bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați ales emisiunea Actualitatea Sămășană. Sunt Ioana Jeler, cu o nouă ediție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, miercuri, la aceeași oră, 17. Rămâneți cu Somește. Vă o zi frumoasă în continuare. La revedere!